8:34 de minute, continuăm jurnalul cu informația de ultimă oră. Medicii din Slatina s-au chinuit 25 de zile să găsească o maternitate mai bine dotată pentru a transfera un nou născut care avea o greutate foarte mică de doar 990 de grame. De ce a durat atât de mult, aflăm de la managerul spitalului din Slatina, Rotea Cătălin. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce s-a întâmplat? De ce a fost nevoie de 25 de zile ca să reușiți să faceți acest transfer? În primul rând trebuie menționat faptul că bebelușul avea 25 de zile la momentul transferului, dar acest transfer a devenit absolut necesar în ultimele 3 zile, pentru că acest copil prezenta un risc transfuzional. El trebuia transfuzat, iar la spitalul din Slatina nu avem posibilitatea să determinăm exact tipul de trombocite pe care copilul le necesita. Primele 22 de zile în care acest copil a stat internat la noi la spital, cazul a putut fi gestionat pentru că avem dotările necesare, avem ventilatoare mecanice, avem incubatoare. Am achiziționat în afara contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate pe costurile spitalului activierce de ultimă generație și cazul ar fi putut fi gestionat mai departe. Dar în momentul în care acest risc transfuzional a apărut, atunci transferul a fost absolut necesar. Și în ultimele când ați cerut transferul pentru prima dată? Duminică s-a cerut transferul pentru prima dată pe Centrul Operațional de Situații de Urgență pentru maternitățile din București, în principiu. Centrul Operațional de Situații de Urgență a făcut toate demersurile, numai că nu s-a găsit un incubator disponibil. Ieri s-a realizat transferul ca urmare a apelurilor repetate pe care le-am făcut pe Centrul Operațional de Situații de Urgență, iar eu personal am vorbit cu directoarea de cabinet a doamnei ministru pentru a urgenta acest transfer, lucru care s-a și întâmplat ieri la prânz. Bebelușul a plecat cu elicopterul la un spital ierarhic superior și cu un rang mai înalt decât al nostru la Timișoara. Am înțeles. Și aveți informații noi acum despre starea lui de sănătate? Cum se simte? Copilul era într-o stare gravă și stabilă de la momentul plecării, de la momentul aterizării la Timișoara. Nu mai am alte detalii, dar sper să-l ajute Dumnezeu și toate lucrurile să devină bine. Este o situație singulară sau v-ați mai lovit de astfel de cazuri în care a durat ceva mai mult decât ar trebui transferul unui nou născut în alt centru? Nu avem astfel de cazuri. În primul rând, acest caz a fost în premieră pentru spitalul nostru, pentru că acest copil s-a născut la 27 de săptămâni, este cel mai mic prematur care s-a născut în spitalul nostru. În general, 99% dintre cazuri, Centrul Operațional de Situații de Urgență răspunde rapid la solicitări de transfer, nu neapărat pentru copii, pentru orice fel de afecțiile și orice fel de bolnav. Dar, din păcate, mai avem acest gen de situații în care gradul de ocupare pe anumite categorii de boli mai speciale este prea mare și se temporizează un pic transferul. După ce v-ați lovit de această situație, luați în calcul posibilitatea de a dota în spitalul pe care îl conduceți cu aparatura suplimentară de care ar fi fost nevoie în astfel de situații? Voi face demersul ca Ministerul Sănătății să asigure fondurile pentru centrul de transfuzii sanguine, care nu este în subordinea spitalului. Pentru acest centru a trebuit achiziționat un aparat, se cheamă un aparat de citafereză, dar nu vreau să devin prea tehnic. Spitalul are toate dotările, centrul de transfuzii nu avea acest aparat care să poată determina tipul de trombocite necesare. Dar voi face, în limita atribuțiilor pe care le am, toate demersurile ca și acest centru să fie dotat astfel încât să nu ne mai întâlnim cu astfel de situații. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. A fost Rotea Cătălin, managerul spitalului din Slatina. Vă reamintesc, un nou născut cu greutatea de doar 990 de grade, de grame a reușit să fie transferat cu o întârziere de câteva zile la o maternitate dotată mult mai bine, pentru că situația medicală a micuțului era una foarte, foarte gravă. Mergem mai departe cu